Un bărbat în vârstă de 20 de ani din Turcia, care a încercat să intre ilegal în țară, ascuns sub paravanul cabinei unui autocamion, a fost depistat la punctul de frontieră Calafat. Polițiștii au stabilit că acesta urma să ajungă în Franța, iar la destinație urma să îi plătească șoferului care a încercat să-l ascundă 1500 de euro. Șoferul autocamionului transporta pepeni din Germania în Turcia. Cu ocazia controlului asupra mijlocului de transport, în partea superioară a cabinei a fost descoperit ascuns sub paravan un bărbat. Cu ocazia verificărilor, polițiștii de frontieră au descoperit în bagajul bărbatului o carte de identitate valabilă eliberată de autoritățile din Turcia. Persoana în cauză, în vârstă de 20 de ani, a declarat că în urmă cu două zile a plecat din Turcia și intenționa să ajungă în Franța, unde are rude. De asemenea, a mai declarat că la destinație urma să plătească șoferului suma de 1500 de euro, se arată într-un comunicat al poliției de frontieră. Călătoria celor doi bărbați a fost întreruptă și, conform protocolului Român-Bulgar, persoana în cauză, șoferul, cât și mijlocul de transport au fost preluați de poliția de frontieră bulgară în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun.